A trecut un an de când Suceava ținea capul de afiș al tuturor știrilor. Încet, cu pași mărunți și multă responsabilitate, suntem din nou în top. De data aceasta, la capitolul Așa da, transmit reprezentanții Teatrului Municipal Matei Vișniec, în contextul în care Suceava este pe primul loc la cea mai mică rată de infectare cu coronavirus din țară, iar municipiul a coborât în zona verde, chiar dacă este încă în scenariul galben până la 19 aprilie. Pe lângă efortul tuturor cetățenilor acestui județ, un merit remarcabil îl au cadrele medicale ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, cele care au dus pe umerii lor tot greul acestor vremuri. În semn de recunoștință față de implicarea și devotamentul lor pentru revenirea la normalitate, Teatrul Municipal Matei Vișniec va oferi exclusiv cadrelor sanitare cel mai iubit spectacol pus în scenă de actorii suceveni, Pisici, în regia lui Bobo Burlăcianu. Reprezentația va avea loc în sala teatrului în data de 24 aprilie. Intrarea este liberă pentru salariații Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava.